Salut și v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi jucăm din nou Ultimate Team. Am pregătit aici niște pachete foarte frumoase. Am reușit să fac acolo 45 sau 46 de puncte la Finals Food Champs acolo. Da, și astăzi vreau să deschid cu voi aici să vedem, poate pică ceva, poate pică ceva, poate punem în timp ce ne pică. Nu uitați, dacă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul like, să zicem cât mai multe like-uri, să vă abonați caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe edificări. În caz că vă jucați Ultimate Team, știți foarte bine că s-au băgat FS Academy Midfielders și sunt foarte, foarte nedumerit ce se iau. Însă m-am hotărât pe urmă, o să-l iau pe Adli și al doilea jucător cred că va fi Stager ăsta, nu știu cum se pronunță ăsta, acest jucător de aici, ori Saibari. E bine, și sezonul s-a schimbat, sezonul acum câteva zile, și foarte bine că s-a schimbat. Aici avem un jucător destul de interesant de la Marseille, însă da, nicio treabă cu tipul, cu team-ul meu. Un jucător aici, Musah, un jucător interesant de la AC Milan, la level 11, pachet 83 ori 2, level 13, pachet 83 ori 3. Aici mi se pare destul de interesant, poți să îți iei Future Stars 1, team 1 sau team 2, sau un 85x7. Sincer, 85x7 pare mai bun decât acest Future Stars, pentru că dacă stai să le gândim, poate pică doar ea care sunt foarte ieftini. Așa, cine știe, poate prindem în perioada de Future sau poate în alt promo și merită mai mult 85x7. La level 16, 84x2, level 17, 1x85, level 19, 1x84x4, level 20 aici este o idee să iei 85x10, este foarte bun. Însă și 87x4 ar fi o idee, însă cred că toți o să ducă pe 85x10 și eu la fel probabil. Aici este destul de interesant, 22 level rare player pack, 23 84x5, destul de bun, 24 level 85x3, iar la 25 îl avem pe Luis Figo, Thunderstruck, un card destul de bun, însă mai avem Fantasy Team, destul de interesant aici, nu mai țin minte cardurile însă, sau un 84x20, un pachet foarte mare, foarte scump de altfel. Haideți să începem și cu Food Champs Reward, avem aici 2 84 rare gold per pick, avem 2 pick-uri, 2 84, haideți să vedem, poate picăm un Future Stars din Team 2 și... Ok, avem un Future Stars de 87, însă nu o să-l iau, o să-l iau această fată. Dar, na, ne-a picat unul, să știi măcar că ne-a picat unul. Haideți să vedem din al doilea ce pică, poate pică ceva bun. Și pică Casemiro, ok, destul interesant. Casemiro, jucător foarte bun, însă, da, cred că o să-l iau totuși. E bine, l-am băgat pe Casemiro la un SPC, viitor SPC pe care o să-l deschidem. Însă, haideți să vedem acum ce pică din pachetele astea. Am niște pachete destul interesante, cine știe, poate pică ceva bun. Începem cu Jumbo Rare Players Pack. Haideți să vedem. Aici poate pică ceva bun, însă nu pică Future Stars. Englez, right back, este Arnold. Nu este Arnold, este Bronze, de la Barcelona. Ok, haideți să vedem dacă e double lockout. Este double lockout cu Renard în spate. Foarte, foarte bine. Overall destul de mare zbară, Schelia în spate. Un player pack foarte bun, cu foarte mulți fodări. Vedem mai departe un 81x2. Haideți să vedem, poate pică ceva bun din acesta. Însă este tot un jucător normal. Ok, Englez, KB de la Chelsea. Cine? Ok, este fată. Este Bright de 84, dacă nu mă înșel. 85 împreună cu încă o jucătoare. Mai departe, haideți să vedem un 84 plus, cu un singur jucător. Haideți să vedem Spania, KDM de la City. Ok, este Rodri. Ok, este Rodri de 89, foarte bun rating. Avem foarte mult bulan la rating. Nu știu că l-avem însă. Ok, nu l-avem. Mai departe, haideți să vedem un 83 plus or 2 rare gold player spec. Haideți să vedem. Este normal. Ok, din Jamaica, striker. Cine e ăsta? Ai, fată. E fată, dar mai simt de cum o cheamă. Și ce overall are? Ok, show de 85 și nici nimic în spate. Haideți să vedem un 83 plus ori 3, poate ne pică ceva bun. Nu e niciun Future Stars, pică cam greu ăștia. Spania, right back de la Barcelona. Cine? Chiar nu știu. Ok, femeie, este este 84. Ah, 384 jucători. Mai departe avem un rare player spec, tradable. Haideți să vedem, poate ne pică ceva bun din tradable. Este in form. Ok, este in form, olandez, left mid, de la Leeds. What? Cine de la Leeds? In form. L-am deja. Nu e bine. E păcat că l-am deja. Însă e tradable, am uitat. E tradable, corect. Haideți să vedem cât costă. Ok, 20k. Destul ok. Mai departe, haideți să vedem un ultimate pack. Pentru că este tradable, o să-l deschidem. Și... ok, nu este nimic. Ok, este Modric. Ok, Modric. Haideți să vedem double lookout. Și... animația lungă. Haideți să vedem dacă e double lookout. Este double lookout cu Odegaard în spate. Ok, destul de bun. Ok, din pachetele tradable ne-a dat foarte bine. Însă mai avem încă un pachet tradable. Acesta este 85+. Haideți să vedem, poate e un Future Stars. Nu este un Future Stars. Italian,
KB, nu sta, goalkeeper. Ok, este Donnarumma de 88, cred că. Da, cred că este de 88. 87, wow. Ne pica foarte bine să mai avem câteva pachete. Două pachete foarte bune. Haideți să vedem un 84 plus ori 3. Haideți să vedem ce pică. Niciun Future Stars. Wow. Ok. Este... cine este brazilian? Centerback? Oh, Thiago Silva, nu? Ah, ok, Thiago Silva de 84. Haideți să vedem. Pachetul puternic 80 plus ori 10. Sper să pice ceva bun în ăsta. Haideți să vedem. Și, ok. Lewandowski? Lewandowski! Sau? Ah, nu este, e Pop. E Pop, nu e Pop. Stai, că nu mai știu. Nu mai știu cine. Ah, e Pajor. Ok, 87, totuși. Haideți să vedem în spate. Era double count? Nu cred că era double count. Ok, băgăm și această echipă și reușim să facem încă un pic. Poate cine știe pică ceva. Din acest pic o să-l... dăm aici pe Busche să nu stea lângă player pick. Haideți să vedem 1 din 4, 86 base, hero, UCL sau triple threads. Haideți să vedem, poate pică ceva. Haide mă, haide mă, ceva bun. Și, și Mascheranu Volor. Aoleo, nu pot să cred. Nu. Nu, toți base. Adică bine, Volor ar fi bun aici, cam singurul. Și e și cea mai mare overall. Are cea mai mare overall aici, însă restul sunt vai de capul lor. Ei bine, da, știm oricum pe ce să mergem. Să mergem pe Volor. Da, e cât e, 80 de K, 70 de K. Cât e omul ăsta? 70 de K, wow. CL, CL. Și în episodul trecut de Ultimate Team și în ăsta. Wow, CL ne-am luat, băieți. Să mai dăm și ăsta. Cine știe, poate pică ceva. Da, este gold. Din America. Goalkeeper, Nottingham Forest. Cine este? Ok, este Turner. Da, un pack opening destul de bun, însă n-am avut noroc acela la Future Stars. Chiar n-am avut noroc. Hai să vedem și la preview pack. Aoleu, Paraguay. Ce? Am înțeles. N-am avut noroc la Future Stars, însă ne-au picat niște carduri destul de mari. Un Rodrigo acolo, am văzut că a picat niște 89, 88, 87, ba chiar câțiva tradable, ba chiar. Și care o să de bune, însă nu ne-a picat Future Stars. Bine, la că stăm să o luăm în considerare din pachete. Din player pick acolo ne-a picat un jucător, însă nu l-am ales pentru că n-avea sens. Dar na, cam asta a fost. Mie s-a părut destul de slăbuț, însă poate și ești. Vi s-a părut vă puțin mai tare decât mi s-a părut mie. Bine, cam asta a fost episodul de azi. Dacă a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați subscris deja și să activați clopoțelul pentru a mă notificări. Nu ezitați să spuneți în comentarii dacă mai vreți videoclipuri cu Ultimate Team, poate cine știe să ne băcăm mai mult în discuție despre jucătorii pe care avem, despre jucătorii care apar, cum ar fi evoluțiile, SBC-urile, dacă vreți, sunt destul de în temă, deci aș putea să discut destul de larg, aș putea spune. Eu v-am lăsat. Pa, pa!